casa noastră, unde am locuit acolo în Siberia, în Irkutsk, în Novociumsk. Oh, frumoasă casa! Da. Dar ați făcut-o de la zero, din nou, nu? Da, din nou, dar deodată am trăit în barașe. În barașele japonezilor, țânul părinții. Dar de ce a japonezilor? Acolo au trăit japonezi care erau prizonieri de război. Prizonieri japonezi. Dar când, la ce vârstă v-au deportat? Părinții au deportat, eu sunt născut acolo. A, născut acolo. Da, eu acolo m-am născut cu fratele. Unde anume în Siberia? În Novociumsk, Irkutska oblast. Irkutsk, tot pe lângă Baikal. Da. Da, da, da. Și acolo s-au căsătorit părinții mei, acolo noi ne-am născut, acolo a făcut casă. Ambii părinți de aici, din Isporin? Da. Și s-au găsit acolo, în acolo, două familii bune. Și eu, fratele mie. Aha. Tot născut în Siberia. Da. Da, da, aici e el. Cam prin 55, când e fotografiat asta? Nu. Boza de când e? Scris de mama aici. Dar nu, intra și eu trebuie. Dar în ce limba e scris? E cirilică. Scrie cu cirilică? Da, scrie cu cirilică. Siberia, 57. Nu, scrie. 57. Scrie în latiniță, în română. Aici am coreu. După aceea ați scris. Pentru strănepoții. După aceea ați scris, da? Da, să aibă amintiri. Da. Apoi, în 50, când i-au dus acolo ea, eu... Noi în 49. Apoi în 49, dar s-a ajuns în, a ajuns în august 49. Au mers undeva aproape unul. Și în iarna aceea a fost o iarnă geroasă, minus, că înghețau pietre. Și erau acolo, ea erau barate, o baracă lungă, lungă, de povestirea mai părinții. De vreo 20 de metri, o despărțit în două și fiecare familie avea o pierdere de între dântele. Nu, și aveau o brujică. Era unul să fie serviciu, fac noaptea. Da. Un cuptor așa de fontă în care făceai focul, da, ca să se încălzească. De metal, de un oțel. De butoi de piertă, da, butoi. Improvizat ceva, da. Că... Apoi un frate era de serviciu și a adormit. Și dimineața când s-a trezit, era între mama și tata, s-a găsit înghețat. Da, foarte. Da. Eu am trei frați, trei bunii și două surori de la mama, de 18 și 20, care zac acolo. Da. Așa mai mare, a murit în tren. Mama spune că a trecut un râu, un mare, s-a oprit jandarmii, ostașii, excavatorul, o săpat, mi-au mormântat inclusiv. Da, frate. Dar spun eu că chiar bunica a povestit că mai era cazuri așa că ei decedau prunci mici și aruncau peste fereastră, ca când ne aruncau o cârpă. Că era ger afară și n-avea unde să-l îngrot. Da. Era... Le dărie o cățe de păcă. Și le dărie... Pâine neagră. Pește murat. Da. Pește sărat. Pește sărat și le dărie... Tot din fotografii și asta verișoară, câte vă este. Uh-huh. Vine cu așa, te-am arătat aici la pune. Uh-huh. Hey. Născut în Siberia, da? Bună ziua! Asta ești! Nu am fotografie asta. Eu am altele. Asta nu am. Aici e Vasile. Fiurul e Mișa. Mișa, da, e decedat. Și ai statuit? Da. Dar care ești tu, Lucas? Vele Amaru. Ai ceva să spui, dacă am niște amestești. Amintiri din Siberia. Suiei că-i liuba. Păi, e... Am de frate. Am și eu. Da.
de la Chișinău. Și aici de detoadere mă ține în brațe, mică. Și 6 luni. Unde mă ține? Aici am 5 luni. Era Marusia? Tu. Tu ești. În arătoare. Cum ține? Și. Eu aici am 5 luni. Am și eu una de asta, un pic mai mărișoară, pare că eram un din an. Și aici în casă, înăuntru, cu bunica și mama, în casă. Cât o dovedis ei un covor atunci când au luat, când au făcut casa cu azi de lemn, au pus covor de... Și așa la e la mine, da? Da. Asta e Mucaileana. Și nu știu cui să-l dau, că știu copiii ăsta la ruși. Și l-ai adus acasă? Am acasă. La Muzeul Național de Istorie, da. O să fac un muzeu a deportaților. Și ei adună fonduri. Adică toată expoziția asta e colaborare cu Muzeul Național de Istorie de la Chișinău. Interesant, un covor din Moldova dus în Siberia și adus înapoi. Da, exact. Ei iau prosoase, au valize, au foarte multe deportații. Da, și noi avem valize. Da, da. Au oale. Din lemn făcut așa. Au oale, au prosoapele care le-au crescut acolo. Da, asta e interesant, că l-a dus acolo și l-a dus înapoi. Ghenadi, și eu am de-a mami niște broderii de astea făcute terestre. Bunica mea. Bunica l-a luat acolo. Și l-a dus înapoi și apoi mi l-a dat mie. Ghenadi Popescu are făcut o animație de genul ăsta despre povestea unui covor. Tot așa l-a luat din Moldova, l-a dus în Siberia. Și nicio problemă. Și acolo l-au schimbat cu găleata de cartofi. Da. L-au schimbat pentru că nu aveau ce mânca. Și copiii mici duceau la geamurile rușilor care au... Eu pot să dau adresa să vii că-i curat. Să vadă covorul. Da, ei se duceau și se dau prin geamul la covorul lor. Că era, un covor era un obiect de mare preț pentru familie. Da. Pentru o găleată de cartofi sau pentru un sac de cartofi. Da. E ca Ghenadi vine și o să ne uităm, o să mergem în Casa Națională și o să vă uitați la animațiile lui. O să vedeți vocea, mărturia de spusă de deportat. Și el a construit animația cu toată scena, cu toate... Te laud aici. Cu toată povestea. Я на ней купил. Я на ней купил. Я на ней купил. Я на ней купил.